Bună seara, dragi prieteni! Mulți dintre cei care urmăresc activitatea mea își aduc aminte cum atrăgeam atenția acum câțiva ani când gruparea extremistă rusofilă aur în frunte cu huliganul șef Georgica Chiegargara hăbăucea oamenii și strângea date personale sub pretextul că aur îl demite pe președintele Iohannis nu știu câți vă mai aduceți aminte, în principiu 60-70% dintre cei care urmăriți astăzi activitatea mea erați abonați atunci ai canalului și ar trebui să țineți minte semnalele de alarmă pe care le-am tras. Arătând că, din punct de vedere constituțional, o acțiune de strângere de semnături nu are niciun fel de legătură cu ceea ce prevede Constituția pentru demiterea președintelui. Și explicând că cu siguranță vor folosi acele semnături la cine știe ce pot logări. De altfel ei au mai colectat date personale și de la oamenii pe care pretind că îi ajută cu acea caravană medicală. Mai există fel și fel de personaje care li s-au alăturat și despre care eu bănuiesc că le-au dat alte date personale, cum este... Aici puțin vă mai aduceți aminte că atunci mult mai puțin urmăreau activitatea mea Ion Coman, care a strâns semnături pentru 300 de parlamentari și au dispărut mare parte din semnături. Am sesizat atunci parchetul, poliția n-a făcut nicio anchetă, a rămas așa. Ion Coman fiind și el pe lângă George Simion era șoferul lui la un moment dat. Și ce credeți, dragi prieteni? Din nou s-a dovedit că am avut dreptate. Ăștia au strâns date personale ca să facă potlogării la alegeri. Eu am și spus că bănuiesc că vor folosi acele date personale pentru a face liste false de susținători, de semnături pentru a participa la alegeri, dar și pentru, nu știu, un eventual referendum, vreo exit, ro exit, că asta vrea Rusia, asta vrea dictatura lui Putin, cei care se află în spatele lor. Și bineînțeles, astăzi a izbucnit scandalul când am văzut știrea Imediat mi-au -am adus aminte. Aha, deci așa au folosit datele hăbăucilor pe care i-au prostit. N-am niciun fel de dubiu și după cum arată comunicatul de la parchetul general, lucrurile sunt destul de clare, o să vă citești comunicatul, că ăștia au făcut aceste potlogării, este în stilul lor. George Simion s-a făcut remarcat printr-un scandal inventat la granița cu Republica Moldova sunt oameni care au fost lângă el și care au povestit pe rețele sociale că s-ar fi lovit singur cu o piatră peste față și apoi ar fi intrat live ca să prostească lumea care a fost bătut de grăniceri. Pe Valea Uzului, la fel, a inventat, a mințit, a inventat un scandal. Pentru că totul este pe bază de minciună și de înșelăciune la ei. Atât. Subiecte generale, da? au promis în campania electorală, votați aur, dacă intrăm în parlament o să construim un spital. Iată că au trecut patru mandate, au trecut patru ani de zile, se termină mandatul, da? Și n-au construit niciun spital. În schimb, și-au tras sediu de lux. Au prostit oamenii că strâng semnături, au zis semnați aici ca să-l dăm jos pe Iohannis. Deși știau că n-au cum să-l dea jos. La fel cum știau atunci când au mințit oamenii cu bună știință, da? Că dacă vor fi votați, vor folosi banii alocați partidelor ca să facă un spital. Ei au știut că au mințit oamenii. I-au mințit și au prostit pe oameni cu bună știință. Și au bătut joc de ei, știind că n-au cum legal să facă spital, pentru că legea nu-ți permite să folosești oricum acei bani. Ei știau chestia asta, oameni buni. La fel cum au știut că Degeaba semnează oamenii că ei nu pot acele semnături să le folosească pentru demiterea lui Iohannis. Deci ăștia prostesc oamenii pe față. Atât ei în relație cu hăbăucii, naivi, părerea mea, oamenii lipsiți de uh, discernământ și foarte rudimentar educați, da? Care uh, cred că așa ceva poate să fie o soluție, dar se ocupă cu minciuni și uitați-vă în cazul meu și eu am demonstrat în justiție. Numai cu minciuni s-au ocupat, numai cu porcării, numai cu excrocherii, avem buni. Și au fraierit proprii membri de partid. Și aici vreau să ajung că atunci când faci politică și te bagi în chestii de genul ăsta, dar vrei să fii excroc, să fii șmecher, dar nu ești nici foarte inteligent, ăsta într-un fel este norocul nostru, că Moscovan a găsit oameni foarte inteligenți cu care să lucreze și lucrează cu al de Simeon, cu al de Șoșoacă, cu oameni destul de rudimentari, care ar vrea să fie șmecheri, dar nu reușesc să fie șmecheri și vor ajunge, țineți minte că eu am spus că George Simeon va avea soarta lui Dan Diaconescu și a lui Gigi Becali, că sunt același tip de produs, în spate sunt aceleași mecanisme care folosesc persoana respectivă până la un punct. Și apoi o trimit acolo unde este loc. Și oamenii ăștia s-au ocupat de când sunt ei pe scena politică numai de nu numai de minciuni, numai de fake news, de lucruri false. Da? Și acum au fost prinși Șoșoacă și Simion că au falsificat semnături, că au chemat zeci de oameni să vină, Simeone a chemat pe grupuri ca să falsifice semnăturile pentru Silvestru Șoșoac. Ca să-l facă și pe Silvestru Șoșoacă, să-l bage pe liste acolo, să fie cât mai mulți pe liste, ca să împrăștie cât mai mult voturile. Da? O să vă citești știrea de, de pe Europa Liberă, Bineînțeles că aurolaci au făcut, când a izbumit ancheta, și o să vă explic de ce e gargară, bineînțeles că au făcut isterie și cir și au zis, domne, sistemul, ne luptăm cu dâncu și cu coldea și de aia s-au luat de noi. Păi George Simion s-a întâlnit cu dâncu, a fost chemat la ordine de dâncu și s-a întâlnit cu dâncu și cu pesediști imediat după ce Aur a intrat în Parlament. Cum se luptă el cu Dâncu? Căutați pe net, am, am și eu materiale. Materiale, nu unul. În playlistul Aur, capcana electorală. Se luptă cu cei care l-au chemat la ordine ca să vedeți cum prostesc oameni. Cum prostesc, dragi prieteni. Deci este ceva prosteală pe față. Da? George Simion s-a întâlnit pe ascuns cu Victor Ponta și există fotografiile, dacă le căutați pe noi, nu le mai cau, că l-am prezentat de o grămadă de ori în ale mele video. Găsiți totul în playlistul Aur, cea mai perversă capcană electorală. Și îl vedeți pe George Simion, fotografia la ieșirea de la, din clădire unde l-a chemat la ordine Ponta, ce poziție submisivă are și cum avea agenda și era cu minte, așa, avea poziție de subordonat lui Ponta. La fel cum avea poziție de subordonat a lui Dâncu. Când s-a dus la Dâncu să se întâlnească cu cine se luptă el. Zice că, domne, că am făcut declarații despre cazul Coldea și de aia ne-a luat. Păi procurorii anchetează ceva ce este anterior izbucnirii cazului Coldea. <laughs> deci nu are nicio legătură. Avem un pentru orice om, un minim discernământ, un pic dacă le iei declarațiile. Sigur, eu ocupându-mă de escrocii ăștia electorali, da, și de Georgica Chegargara, al de Lulea și restul găștii, eu am ochiul mult mai format, da, și pentru un om care nu e jurnalist și care nu are ochiul format. Un pic, dacă le iei declarațiile și cauți pe Google să vezi, Coldea, când a izbunit cazul Coldea, când a început ancheta împotriva ăstora, ancheta e înainte de Coldea, deci nu poate avea legătură. Da? Și acum urlă, bineînțeles, ei sunt niște victime, sistemul, dar nu e clar care e sistem. Vă repet. Căutați pe Google George Simeon plus Vasile Dâncu. George Simeon plus Victor Ponta. Păi cum e el omul antisistem? Și sistemul chema la ordine. Imediat după alegeri. Și sistemul se întâlnea cu el. Ce fel de om antisistem este el? <gătă -o> Hoțul strigă hoții. Cam despre asta este vorba. Bun. Comunicatul oficial al parchetului general dați în voie să vi-l decriptez. Cercetări, cauză penală, falsificare, liste, alegeri. Ar fi bine dacă parchetul ar verifica ce s-a întâmplat totuși dacă pe acele liste falsificate nu sunt semnăturile naivilor care au crezut că aur poate să-l demită pe președinte. Că își dau ei cu semnătură. Eu am explicat atunci că nu se poate așa ceva, le-am arătat ce scrie în Constituție. Dar oamenii nu, hăbăuci, nu se informează. Da? În cursul zilei de astăzi, 5 iunie, procurorii de caz din cadrul secției de urmărire penală efectuează cercetări într-o cauză penală în care a fost reținută următoarea stare de fapt. În aprilie 2024, liderul unei formațiuni parlamentare, deputat, Aca Georgica Chegargara, i-a instigat atât direct cât și prin interpuși pe mai mulți membri ai unei formațiuni politice și pe o serie de angajații ai Parlamentului României care desfășoară activități lucrative în cadrul formațiunii politice respective, să procedeze la falsificarea câtorva mii de liste de susținători necesare depunerii de către un candidat independent a candidaturii pentru alegerile pentru Parlamentul European, în data de 9 iunie. În acest context, în data de 9 aprilie, deputatul în cauză a solicitat atât direct, cât și prin intermediul unor persoane de încredere, Mobilizarea în regim de urgență a câtorva zeci de persoane la sediul central al formațiunii politice, în scopul completării listelor de susținători necesare depunerii candidaturii independente, prin consemnarea în cuprinsul listelor a datelor reale ale unor cetățeni, copiate din alte liste de susținători, completate anterior de membrii formațiunii, demers urmat de falsificarea semnăturilor respectivelor persoane. În același scop, liderul formațiunii poetice a transmis mesaje vocale pe grupurile de comunicare. Și aici e o paranteză interesantă, dar vă citesc aici parchetul până la capăt. Iar în situațiile în care anumite persoane au refuzat să conformeze, acestea le-a contactat direct, punându-le în vedere să se de deplaseze la sediul organizației în scopul arătat. Și aici vin la când vrei să te îmbogățești din politică, dar nu e suficient de inteligent și ai ajuns mult prea sus. Este un proverb din Asia, care dă, exp, eu, creează o metaforă ce explică cel mai bine ce se întâmplă cu George Simion în cazul ăsta cu semnăturile. Și proverbul zice așa, cu cât se urcă mai sus mai muța în copac, cu atât îi se vede de la o distanță mai mare și mai bine fundul roșu. Așa și cu Simion. S-a urcat mai muța foarte sus în copac și toată lumea îi vede fundul roșu. Simion s-a pus pe căpătuială, Ați văzut că am făcut un interviu, am participat, mă rog, la un interviu pe pagina Vlad Chelu cu fostul candidat aur de la sectorul 6, Vlad Florea, cred că îl cheamă. Este și el chemat ca martor la parchet, da? care a explicat ce țeapă i-a păi, dat Simion și cum a ajuns să-și vândă apartamentul. Și brusc Simion înainte de alegeri, cam pe atunci, pe la începutul aprilie, a schimbat listele și n-au mai contat oamenii care au construit filiale, oamenii care au muncit, care și-au vândut poate din proprietăți ca să susțină aur, pentru că Simion le-a și zis vocal, lăsați toți excrocii să vină la mine. Numai că Simion nu s-a gândit că atunci când face astfel de porcării, da, chemi oamenii să vină să falsifice semnături, zeci de persoane se află în partid, da, trimiți vocale pe grupuri, și după aia îți joc de ei, da? oamenii ăștia s-ar putea să meargă la autorități. <gătări> Asta nu i-a trecut prin cap lui Simion, da? El a crezut că toți sunt fraier, că îi fraierește pe toți, că el e mare șmecher, că vin alegerile, nu, el decide cu lulea și cu cine au mai decis, cine știe pe ce sume să îndepărteze oamenii care au muncit pentru partid și să pună, a zis el, lăsați excrocii să vină la mine, da? Numai că el nu s-a gândit că a făcut atât de multe lucruri cu oamenii ăștia și multe dintre ele nu sunt foarte legale, da? cum e falsificarea de semnături pentru liste și s-ar putea unii să-i Nu s-a gândit că nu are coeficient de inteligență acum, cred că nimeni nu bănuiește pe Georgica Chegargara că este vreo lumină <laughs> și vreun inteligent. Ăsta este norocul nostru. Ce-au făcut ăștia, dragi prieteni? Și foarte interesant cum Aur zice, domne, noi ne-am delimitat de soții șoșoacă, dar falsificau semnături pentru Silvestru șoșoacă. Foarte interesante toate aceste lucruri. Da? Ca urmare a demersului inițiat, în cursul zilei de 9 aprilie, la sediul formațiunii s-au strâns aproximativ 50 de persoane. Unele dintre acestea rămânând și pe timpul nopții. Activitățile continuă și pe tot parcursul zilei de 10 aprilie. Deja vedeți că Parchetul dă număr exact de persoane, spune cum s-au trimis mesajele, spune unde s-au adunat oamenii, vorbește despre grupuri, vorbește despre mesaje pe grupuri. Fiți sigur că toate acestea există. Toate acestea există și evident n-au nicio legătură cu prostile pe care le-a spus Claudiu Târziu, pe care le-a scris Simion pe Facebook: că el a vorbit despre Coldea și că de aia sistemul n are ce sistem, că nu putea sistemul să inventeze mesaje verbale de la începutul lunii aprilie, că nu, nu, se știa de cazul Coldea, Simeon nu vorbise, că nu a apăruse cazul, da? Nu putea sistemul să știe 50 de persoane unde s-au întâlnit, ce au făcut, acele întâlniri au avut loc. Oamenii au denunțat. Că altfel n-ar fi existat toate aceste informații, da? Nu s-ar fi confirmat nimic. Pentru a-și conspira identitatea și activitățile ilicite, persoanele implicate în procesul de falsificare efectivă a listelor au inserat în spațiile dedicate datelor de identitate ale celor care au întocmit liste datele unor persoane reale, dar fără legătură cu demersul arătat, cărora le-au falsificat semnăturile. Să vedem cine sunt acele persoane reale. Părerea mea că sunt hăbăucii de la care au strâns date fie când s-au dus cu caravana medicală, fie când s-au dus ca să -și mai știe oamenii să-și dea datele, să-și le dea la astfel de personaje, de tip Simion, de tip Șoșoac. Că de acum încolo 10 ani datele lor, cine știe la ce potlogării vor mai fi folosite. Sper să nu ajungă unii să se trezească în viitor cu credite la bănci pe datele personale pe care le-au dat grupării extremiste rusofile aur. Că ăștia numai cu asta se ocupă, oameni buni. Am demonstrat în cazul meu concret. În cazul meu concret am demonstrat. Cum au mințit, cum au inventat. Numai cu porcării. Numai cu porcării. Și aici intervine o chestiune de principiu. Vă dați seama dacă ăștia fac din această fază porcării, înainte de a avea putere. Fac porcării cu cei de la ei din interiorul partidului. Ei scrochează, și bate joc de ei, da? Îi pun să muncească, să-și consume banii, și la urmă vine Simion și aduce traseici de la PSD, de la PNL, cine plătește, bănuiesc. E o opinie că, altfel, nu pot să-mi explic de ce a făcut asta. Își bate joc de oamenii care au pus sumărul la, la constru, construirea partidului. Își bate joc de alegători, da? le-a promis, domne, votați, ne face în spital, deși știau că nu poți să facă spital. Semnați aici ca proști că îl demite pe Iohannis, deși știau că nu poți să-l demită pe Iohannis, da? Își ba joc de și mint și dezinformează, se comportă absolut fraudulos în legătură cu jurnaliști și cu alte persoane care îi critică. Vă dați seama ce fac ăștia, da? Ce-ar face ăștia dacă ar ajunge la putere? Cât de ilicit, cât de imoral, cât de în atitudinea asta total pusă pe escrocherie și pe minciună și pe înșelăciune. Cum ar conduce ei țara? Vă dați seama ce dezastru ar fi. Totodată, în condițiile în care semnăturile falsificate nu erau suficiente pentru a permite depunerea candidaturii independente, reprezentanții formațiunii poetice au procedat la fotocopierea listelor falsificate anterior în vederea atingerii pragului de 100.000 de susținători. Eu sunt ferm convins că ei nu au strâns pe bune semnături nici pentru listele lor, pentru aur. Și că au luat datele din altă parte. Că nu prea am văzut corturile lor, erau zburau muștele prin ele. De câte ori mergeam prin oraș, nu era nimeni la corturile lor. Plus că lumea a început să înțeleagă cei cu ăștia. Au apărut și multe informații, legăturile cu Rusia. George Simion s-a dat de multe ori în stambă și oamenii au înțeles că e o chestiune extrem, extrem de nepotrivită în politică, da? Această grupare extremistă rusofilă. Acum să vedem ancheta parchetului unde va merge. Vestea proastă este că procurorul care se ocupă de caz e procurorul care i-a arestat și a trimis în judecată pe frații Tate. De ce? Nu-l văd bine pe Georgica Chegargara, da? Bun, ca urmare activităților descrise în seala zilei atunci, în 9 aprilie, membrii formațiunii poetice au finalizat activitatea de pregătire și îndosarierea a semnăturilor, acestea fiindu-i transmisă persoane care urma să își depună candidatura și care s-a deplasat la Biroul Electoral Central depunând candidatura. În data de 11 aprilie, reprezentanții Biroului Electoral Central au confirmat oficial acceptarea candidaturii. Da? Bineînțeles că Simion face gargară, face exact cum se pretindea și năstase cistit când a fost arestat și varanul nesecurit, știi? Că -i știm pe da? Îi știm pe Ce scrie Europa Liberă, liderul au George Simeone, a anchetat de procurorii de la parchetul general pentru că ar fi instigat la falsificarea listelor de semnături? Pentru candidatura independentului Silvestru Șoșoacă, soțul senatoarei Diana Șoșoacă, era audiat la parchet, a anunțat că procurorii fac cercetări. Ăștia au făcut scandal, bineînțeles. au Auriștii s-au dus ca pesediștii. Mai țineți minte când l-au luat cum a început la, era un deputat bivolarul la PSD. Sunt foarte curios să scrieți în comentarii cât vă aduceți aminte. Care era anchetat pentru niște fraude economice, cred că credite, niște excrocherii. Și toți PSD-ști, din frunte cu Adrian Năstase s-au dus la parchet să-l susțină pe acel excroc. Ăla a fost și condamnat între timp, a făcut și pușcărie și Năstase a fost condamnat. Pe modelul pesedist, că aura asta este, oameni buni, este Buda din fundul curții psd ul Este o capcană electorală organizată de către aceleași capete securisto-comuniste rusofile ale Hidrei, care a organizat și capcana Vadim Iliescu, care a organizat și bidonul electoral Partidului Vadim, care a organizat și bidonul electoral Partidul Dan Diaconescu. E aceeași mizerie în spate. Da? Și ăștia procedează exact ca pesediștii. Ce fac? S-au dus, bineînțeles, să facă circ, să facă tămbălău în față la parchetul general, spunând că devină nu-i foarte clar cine, dar toți sunt de vină. Deci de vină sunt Ciolacu, Ciucă, USR, Coldea, SRI, toată lumea. Păi trebuie să-i hotărască și Georgica Chegargara cine e de vină, totuși. Că nu poate să fie de vină și USR-ul, și Ciolacu, și Ciucă, și că n-au cum, că nu prea se poate așa ceva, da? Că... da, mă rog, pentru că băuce au rolați, orice e explicabil și dacă zice că extraterestrii sunt de vină, o să zică, da, sigur, extraterestrii au ceva cu domnul Georgica. Cu patriotul, ci că protestăm împotriva sistemului mafiot și securist USR. <gură> Ce treabă are USR? USR-ul nu e la guvernare. USR-ul a fost dat afară din coaliția de majoritară și din guvernare pentru că a vrut să numească ministrul justiției procurori care să fie independenți politic. Și au fost numiți niște procurori, adică n-are niciun sens ce zice Simion. Este o, o... Cum să vă explic? Deci este o, o tâmpenie, o cretineală. Nu știu cineva cum poate să-l asculte, să creadă așa ceva. Hai să zicem dacă a acuza PNL-ul și pe Iohannis Că Iohannis, prin ministrul justiției, a pus procurorii, da, avea oarecare logică. <gângântări> Dar USR-ul? <gântări> Ce treabă are USR-ul? <gântări> deci este incredibil. Bineînțeles, aurolacii, ăia care credeau că nu există COVID, ca vizii, câți au mai rămas în jurul lui Simion, strigau jos statul paralel. Da? Păi statul paralel îl chema pe tovarășul Georgica Chegargara imediat după alegeri la întâlniri. Dacă există statul paralel, Georgica Chegargar e un produs al statului paralel și nu poate avea legătură dosarului lui cu chestia asta, că acolo sunt stăpânii lui, ei n-au niciun interes să-l ancheteze și să-l... Ci că după aia s-au dus în fața sediului SRI și scandează jos statul paralel. Ciucă și Marcel sunt statul paralel, votați auriștii să plece sataniștii. Da, vă dați seama. să fie pământul plat, mai bine decât rotund. <laughs> Președintele Aur George Simion a avut o reacție violentă în urma comunicatului în care a acuzat de instigare privind falsificarea de semnături. Normal că a avut o reacție violentă, că el nu poate să aibă alte reacții decât violente, că el are atâta știe. E un personaj grobian. Și bineînțeles că au făcut și afișe, da? Și je suis Georgic Simion. <laughs> e fabulos, oameni buni. Citez de pe spot media, Silvestru Șoșac a fost ridicat de acasă de poliție și dus la audiere. Ancheta vizează semnăturile strânse pentru candidatură, v-am explicat. Anchetatorii au indicii și dovezi că semnăturile ar fost falsificate cu ajutorul unor membri aur, la solicitarea lui George Simion. Vă dați seama că nu se apucau ăștia să facă așa ceva, să dea comunicat, să ridice, dacă nu aveau acces. Fiți sigur că în dosar sunt toate discuțiile din grupuri, sunt toate mesajele pe care el le-a trimis și sunt cel puțin 10 dintre cei care au pus umărul la aur și pe care Simion i-a excrocat, bănuiesc probabil din filiale locale, posibil din București, dacă de aici a chemat oamenii ca să falsifice semnăturile, care au și declarat la parchet ce a făcut Georgica Chegargar. Deci nu cred că se pune problema sub nicio formă de prostiile și cap teoriile conspirației și pentru cap diz pe care le-a invocat Simion. Bottom line, dragi prieteni, cât de grav ar fi ca așa ceva, totul e pe bază de fals la oamenii ăștia, totul e pe bază de minciună, totul e pe bază de escrocherie, cât de grav ar fi ca așa ceva să intre în Parlamentul European, ca așa ceva să aibă voturi la legile locale, să aibă consilier, să aibă primar, da? ar fi extrem, extrem, extrem de grav. Se confirmă, cel mai important lucru, zic eu, pentru cei care urmăriți, susțineți activitatea mea, că se confirmă ce spuneam atunci. Când explicam, când ei strângeau date personale de la oameni, haiducie cu date personale, și spuneam, nu vă dați datele personale, că cine știe cum vor fi folosite și nu o să vă convină. Pentru că ce zic ei că vor să facă, n-au cum să facă, că legal și constituțional nu se face demiterea președintelui cu date personale și semnături strânse de la oameni de pe stradă. Și iată că acum știm ce utilitate au dat acelor date tâlhărite. Sperăm să meargă încheta înainte și să ajungă domnul Georgica che Gargara și restul găștii acolo unde este locul. Dar eu vă spun, dragi prieteni, că asta e cea mai mică problemă cu el. Da? Asta cu semnăturile. Asta e cea mai mică problemă. Sunt probleme majore din perioada campaniei din 2020, când Partidul Aur deja era înființat, mă refer la evaziune fiscală gravă, și George Simion și alte persoane fizice, totul e pe blogul meu, cu numere de cont, cu numele persoanelor, strângeau bani, chipurile pentru aur, în conturile lor de persoane fizice. Foarte grav, da? Foarte grav este că autoritățile statului nu investigează totuși banii primiți de la Moscova, de fondatorul Aur, pentru renovarea clădirii Federației Ruse din piața Charles de Gaulle din București. Foarte grav. E bine că acest procuror pus pe treabă, dacă i-a băgat și pe frații uh, Andrew și Tristan Tate, da? la Mititica, e bine că s-a apucat de chestia asta, dar e rău că statul român n-a făcut o anchetă penală și nu l-a luat pe Simion în cel mai grav aspect legat de domnul Georgica Chegargara. El are interdicție în Republica Moldova și în Ucraina și a fost acuzat cu subiect și predicat de către autoritățile de acolo că s-a întâlnit cu agenți ai serviciilor de spionaj ale dictaturii lui Putin. Asta este infracțiune de trădare, oameni buni. El, în asta n-am auzit să fie vreo anchetă. Probabil că a nimerit la un procuror de la ălora, care sunt stăpânii lui, împotriva cărora el strigă. El fiind un produs, vă invit, sigur, pe cei care urmăriți de mult timp activitatea mea, nu e nevoie să vă invit că știți, pe cei care ați venit mai de curând, că au venit în ultimile trei luni de zile vreo șase mii de oameni cei care ați venit mai de curând, pe cei care ați venit mai de curând, vă invit să intrați în playlistul Aur, cea mai perversă capcană electorală. Îl găsiți în secțiunea playlist și podcast a canalului de YouTube. Sau îi invit pe cei care poate cred că aș avea eu vreun interes să -mi mint, să caute pe Google. <laughs> George Simion plus Vasile Dâncu. Enter, da? George Simion plus Victor Ponta. Enter. Și să vadă când a izbucnit scandalul Coldea, când a făcut Georgica Simion Daravela, da? Și să constate, oameni buni, că ăsta tot ce spune e prosteală pentru naivi. Speriat că a fost prins. Cum își imagina el că poate să le dea apă celor care l-au susținut și împreună cu care a făcut potlogării, cine știe ce o mai fi făcut, vă dați seama, o să iasă toate la lumină. Cum își imagina că le dă apă și că ea nu o să spună? Cum și-a crezut el că dă apă unora cu care a făcut chestii ilegale? Asta este altceva. Ține de inteligența lui. Apoi eu am tot explicat că inteligența nu este punctul forte a lui Georgica Che Gargar. Aștept cu nerăbdare să citesc părerile dumneavoastră pe această temă. Semper Fidelis, nu uitați, mâine și poi mâine au loc premierele de la ora 18 ale primei părți și părții a doua a interviului cu Andrei Ursul, fiul eroului Gheorghe Ursu. Intrați în secțiunea video, vedeți premierele, faceți click pe clopoțel, activează notificarea și mâine și poi mâine de la ora 18 ne vedem acolo în chat și discutăm despre ceea ce ne povestește în interviu Andrei Ursu. Semper Fidelis.